O știre veselă de această dată, bucurie mare pentru copiii din Galați. Până vineri au la dispoziție, până mâine. Așa, așadar, până mâine au la dispoziție un autobuz numai al lor, este autobuzul lui Moș Crăciun, are cel mai lung traseu care străbate tot orașul. Este încărcat cu daruri, bineînțeles, pentru cei mici și sunt curios dacă a lăsat moșul pe acolo prin autobuz, pe sub vreun scaun, câte un cadou și pentru noi. Pentru noi, corect. Ce faci, drăgănule? La ce pe Moș Crăciun? Într-un decor de poveste, alaiul lui Moș Crăciun a încântat inimile micilor pasageri. În Laponia, că acolo este zăpadă, la noi nu este. Uite Grinch! Aia! Ai furt Crăciunul anul ăsta? Nu, la duc! L-a ajuns pe Moș Crăciun, da? Copiii au fost încântați să primească daruri din partea lui Moș Crăciun și să petreacă momente magice alături de personajele preferate. Ai fost cu minte? Ia uzi, Anastasia, vorbește cu tine, mami! Da! Și te va aștepta să te întâlnești cu moșul? Așa! Ilinca! Și Ilinca, unde ești tu acum? În autobuzul lui Moș Crăciun. Ai venit să te găsești cu moșul, da? I-ai trimis cu soare? Încă nu. Și ai primit cadou? Da! Da? L-ai văzut pe moșul? Da! L-ai văzut și pe Grinch? Da! Cu cine te-ai întâlnit aici? Cu Grinch. Și l-ai văzut și pe Moș Crăciun? Da. Ce zici? Grinch și cu Moș Crăciun sunt acum prieteni, nu-i așa? Da. Ai primit și cadouri dulci? Da. Autobuzul lui Moș Crăciun va circula până vineri în Galați. Toți care se vor urca, avem cadouri pentru toți.